Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit, urmărit știri și evenimente locale. Să punem primul stop cadru din emisiunea noastră de astăzi, în rândul vânătorilor și pescarilor. În plină iarnă, pasiunea ne scoate din casă. Ne aflăm la Clubul de Vânătoare și Pescuit Rădăuți. Cum stăm acum la început de an? Bună ziua, bine ați venit la Clubul de Vânătoare și Pescuit Sportiv Rădăuți. La început de an, cred că putem spune, stăm destul de bine. Este sfârșit de sezon la iepuri, continuă sezon de vânătoare la Mistreț. Asta este pe linie de vânătoare, pe linie de pescuit. Pescarii încearcă să-și achite din cotizația de pescuit pe anul acesta, fac un pescuit la copcă, pe apele de pe râul Suceava și Siret. Dacă vorbeați de cotizații, cât mai costă acum pasiunea pescuitului și a vânătorii? Pentru acest an, cotizația la pescuit, dar și la vânătoare, a rămas aceeași ca în anul 2008, aceeași ca în anul 2007. Respectiv, la capitolul pescuit, cotizația pentru adulți este de 80 de lei, cu reducerile aferente pentru tineri, respectiv 40 lei, iar pentru copii 20 de lei. La vânătoare, cotizația a rămas 1.100 de lei pe an. 1.100 de lei pe an, dar se plătesc niște taxe separate, funcție de vânat. Despre ce taxe este vorba? Da, așa este. Se plătește cotizație suplimentară la vânatul mare dorit de unii vânători. Respectiv, la căprior, autorizație la mistreț, individual autorizație la cerb, autorizație la ciută. Cam astea sunt speciile la care s-au perceput cotizații suplimentare. Cam la ce valoare se ridică aceste cotizații? Pentru anul trecut, o cotizație suplimentară la căprior a fost de 500 de lei, la cerb între 1.000 și 2.000 de lei, în funcție de trofeu, la o ciut, la mistreț 500 de lei, la o ciut carcasa 1.000 de lei. Ce regim au cetățenii străini care doresc să vâneze sau să pescuiască în apele Clubului de Vânătoare și Pescuit Rădăuți? Pentru vânătorii străini sunt percepute taxe diferite de vânătorii Asociației Suceava, respectiv a Clubului Rădăuți, întrucât din start se dorește ca vânătoarea și pescuitul în principal să fie practicată de vânătorii din zona. Dar aș putea menționa, prea puțini vânători străini au participat la noi în zona, sau cuprinsul județului Suceava, ei, la dumnealor tarifele sunt mai mari la vânătoare, deci, ca să dau câteva exemple, la cerb ar porni de la 2.000 de euro în sus de piesă, la cocoș de mute 1.000 de euro, la, știu, mistreț 2-300 de euro în sus. Având în vedere aceste taxe, putem vorbi despre un club mai bogat sau mai sărac? Care este situația financiară a Clubului de Vânătoare și Pescuit Rădăuți? Clubul Rădăuți se numără ca număr de membri vânători ca cel mai mare club din AJVPS Suceava, ca număr de pescari al doilea după Suceava, respectiv avem un număr de 195 de membri vânători și anul trecut, 2008, peste 600 de pescari. Ca situație financiară, asociația s-a străduit să mențină aceleași cotizații ca în ultimii 2 ani, pentru ca membrii vânători să rămână și să înțeleagă că se face acest efort. Deci, condițiile financiare ne-au permis să rămânem la aceeași taxă. Au fost rezultate bune cu vânătorii cu străini în zona câmpul în Vatra Dornei, au fost rezultate bune cu străinii la păsări în zona Fălticeni, au fost situații bune la încasările la Clubul Rădăuți cu vânătorii și pescarii și atunci ne-a putut permite acest lucru să rămânem la aceleași taxe. Cât de mare este clubul de la Rădăuți? Limitele geografice. Clubul Rădăuți are o suprafață de teren administrată în jur de peste 70.000 de hectare
ceea ce se menține de ultimii 10 ani. Contractele pe fondurile de vânătoare și pescuit sunt până în anul 2011. Sperăm și pe mai departe să le putem păstra. Avem ca și fonduri de vânătoare, 9 fonduri de vânătoare, începând de la Straja, Vicou, Frăduții Noi, Frăduții Vechi, Satul Mare, Volovățu, Sucevița, Arbore și Șerbăuțu. Iar ca fonduri piscicole avem apa Sucevii de la pod Brodina, Naval până la pod Milișăuț și fondul de vânătoare 14 Șoaric, zona marginea, Sucevița. Este greu de administrat această suprafață. Ce trebuie să facă vânătorii și pescarii pentru a administra această suprafață? Pentru buna gospodărire a fondurilor de vânătoare și pescuit este nevoie atât de sinceritatea și buna organizare a paznicilor de vânătoare, cât și aportul membrilor vânători pe fondurile de vânătoare, cât și a membrilor pescari, respectiv. Ne străduim ca cele 3 zile de muncă voluntară, care sunt statutare, să fie efectuate în teren, atât de membrii vânători, cât și de membrii pescari. Dacă la vânători se întâmplă că un procent de 50-60% din dumnealor fac aceste zile de muncă, la pescare e mai puțin de realizat aceasta. Ce ar însemna zile de muncă? Ar însemna să pornim cu ce este mai ușor, cu patrulări în zonă, cu pază, cu recoltare furaje pentru vânat, cu combatere dăunători, cu tot ce înseamnă cuvântul gospodăririi. Este de muncă. Ce competiții se organizează în calendarul anului 2009? Pentru anul 2009 aș porni cu ce este mai frumos, respectiv balul vânătorilor, pe care dorim să-l organizăm, cum de altfel l-am organizat și anul trecut, la Popas Bucovina din Sucevița, pe data de 14 februarie. Bal la care sunt invitați atât vânătorii, cât și pescarii, cât și prietenii acestora. Este scump? Este undeva, știu, un preț mediu. Eu cred că să fie acceptabil pentru marea majoritate a pescarilor și vânătorilor. 400 de ron de pereche. În calendarul competițional, ce mai aveți? La capitolul vânătoare vom avea un concurs de talere, concurs pe care l-am organizat și în anul 2008, concurs care s-a desfășurat în condiții foarte bune, fiind în final considerat și concursul în faza pe județ. La capitolul pescuit așteptăm să ne apară calendarul, nu l-am la această dată. Ce probleme ați avut cu braconajul? Capitolul braconaj există, nu în situații foarte mari, nu exagerat. Dacă ne referim la pescari, rămâne nefericita tradiție a pescuitului cu ecrane. Ne ajută în acest sens foarte mult, ne-a și ajutat anul trecut și anii precedenți, sectorul din jandarmi din Rădăuți. S-au întocmit peste 50 de contravenții numai anul trecut. Sunt supuse confiscări atât uneltele de pescuit cu acele ecrane, denumirea populară, crisnice, voloace, mă rog, poclăie, ce mai poate exista la acest capitol. La vânătoare n-am avut probleme deosebite, nu aș spune că nu există, ne străduim prin pază, prin pândă, prin patrulările pe care le facem, prin, în general, prin membrii vânători să ocrotim aceste fonduri de vânătoare și vânatul de pe an pe an să crească. Să poposim pentru câteva minute noul cabinet parlamentar din Casa Municipală de Cultură pentru o discuție cu deputatul Mircea Irimescu. Rubrica interviu din Stopcadrul Rădăuțean de astăzi ne aduce la biroul parlamentar din Casa Municipală de Cultură. Domnule deputat, bună ziua, bine ați revenit în emisiunea Stopcadrul Rădăuțean și care ar fi noutățile ce ne aduceți de la București pentru început. Bună ziua, mă bucur să vă regăsesc pe toți.
cine nu m-a auzit în acest an, le spun mai întârziat la mulți ani. N-a fost activitate parlamentară în cursul lunii ianuarie. Am avut numai 3 zile de activitate la comisii, la mijlocul lunii. Lucrăm, în schimb, în momentul de față, la amendamentele la bugetul de stat. Deci se lucrează la proiectul bugetului de stat de către guvern, noi, ca partid de opoziție și, mă rog, urmărind interese locale, lucrăm la amendamente, lucruri care știm că nu sunt cuprinse în buget. Am în vedere, în primul rând, situația orfelinatului Sfântul Leonte de la Rădăuț, 650 de ani de la întemeierea Moldovei și respectiv ctitorirea mănăstirii Bogdan Vodă, relații speciale cu regiunea Cernăuț și relațiile speciale cu în Bucovina, în care este implicat orașul Rădăuț, și am avut o discuție și cu domnul primar în legătură cu șoseaua de centură. Dumnealui mi-a dat asigurări că are promisiuni că rezolvă prin însăși proiectul bugetului finanțare pentru lucrări la șoseaua de centură, rugându-mă să nu depun amendament. Încă nu sunt hotărât dacă voi face așa sau nu. Orice caz, voi pregăti un amendament și pentru șoseaua de centură și dacă voi vedea că în cadrul bugetului există într-adevăr nominalizată această lucrare, atunci acesta îl voi retrage. Asta este. Văd că alunecăm ușor spre situația locală. Unul din consilierii PNCCD care trebuia să fie validat, nu a fost validat. Cunoașteți probabil situația. Cum percepeți această situație? Ce explicații găsiți? Eu aș vorbi lucrurile la nivel de principiu. Totul a pornit de la încheierea unui acord privind o colaborare locală între două partide politice la Rădăuț, deci numai la Rădăuț, dar protocol care a fost semnat de organizația județeană a PNCCD fără să consulte organizația locală a partidului. Lucru care, mă rog, a creat tensiune, este inacceptabil, cum spuneam, în principiu și încă nu este până în momentul de față reglat. Situația a ajuns la nivelul conducerii centrale a partidului, care a dat dreptate organizației locale. Până în momentul de față, un interes care n-aș putea spune nici măcar că este ascuns, că este un interes de fapt pe față din partea administrației locale, a făcut ca singurul lor partener din PNCCD de discuții să fie organizația județeană până în acest moment. Și pe baza acestui lucru s-a ajuns la un vot în care a fost paritate 9-9 și situația a ajuns în justiție. Urmează să se tranșeze în justiție în săptămânile următoare. Până atunci veți încerca validarea unui alt consilier? Nu, nici nu este posibil. Nici nu este posibil pentru că s-ar obține exact același vot, 9-9 și rezolvarea tot în justiție. Ori trebuie rezolvate lucrurile rațional totuși, nu procese peste procese sau, mă rog, întârzieri nepermise, pentru că este necesar acest consilier și respectiv completarea Consiliului Local până la limita admisă de lege. Care este orarul biroului parlamentar, dacă ați început activitatea de aici? Ce personal aveți aici? Da, am început activitatea și chiar doresc să fac un apel către toți locuitorii Rădăuțului să vină cu probleme, cu sugestii, cu propuneri, chiar acum în această săptămână, cele legate de bugetul național, dacă sunt, cele legate de relațiile cu ministere, în general cu organe centrale ale statului, orice problemă. Este pentru mine un mare ajutor dacă cineva îmi sesizează o astfel de problemă și biroul parlamentar este deschis zilnic și dimineața și după amiază, are un program, iar eu personal voi participa în toate zilele săptămânii în care nu sunt la București, respectiv vineri, sâmbătă și duminică, cu program în cadrul acestui birou. Bineînțeles că avem program și în sate, dar aici va exista o permanență, pentru că în cadrul acestui birou sunt două persoane, deci doi salariați, oameni care își fac datoria, respectiv profesorul Gheorghe Dolinski și Mihai Boiciuc,
pentru a prelua orice problemă și pentru a ține legătura cu cetățenii într-o formă cât mai eficientă. Dar, încă o dată, dorința mea ar fi și invit pe toată lumea, dacă se poate, să vină cu orice opinie în legătură cu problemele locale, cu probleme de administrație, cu probleme care privesc impactul politicii naționale asupra noastră aici la nivel local, sau cu orice problemă, na, și putem ajuta, avem dorința să avem o deschidere totală față de cetățeni. Ședința extraordinară a Consiliului Local a fost prezidată de consilierul Ilie Sarcinski, care ne povestește foarte pe scurt despre conținutul ordinii de zi. Bună ziua, dragi rădăuțeni! Astăzi, 26 ianuarie, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local. A fost o lună încărcată cu ședințe extraordinare, ordinare și de îndată. Au fost 4 puncte pe ordinea de zi și cu pensiunea dumneavoastră am să încep cu primul punct al ordinii de zi privind utilizarea fondului de rulment din exercițiu bugetar al anului 2008. Aici au fost prevăzute 2 miliarde de lei din anul trecut, bani care nu au putut fi cheltuiți datorită faptului că la sfârșitul anului nu s-au putut face plăți și au fost trecute în fondul de rulment. Consilierii au votat în unanimitate acest proiect. Următorul proiect se referă la aprobarea participării primării municipiului Rădăuț la un proiect finanțat de Uniunea Europeană pentru proiectul se numește XR Finanțe de Excelență și anume se referă la faptul că va fi un nou sistem de efectuare a plăților în municipiul Rădăuț, inclusiv pentru primării. De asemenea, după anumite explicații prezentate, proiectul a fost aprobat în unanimitate. La proiectul de hotărâre prin aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, proiect care până acum a fost introdus încă de 2 ori, o dată în decembrie 2009, nu a fost aprobat pe ordinea de zi. Ulterior, în ședința ordinară, a fost reprogramat pentru această ședință extraordinară și obținându-se precizările necesare, de asemenea a fost aprobat în unanimitate. Și la punctul 4, proiectul IOTRE privind desemnarea un număr de 3 consilieri în Comisia de Preluare a Serviciului de Ecarisaj de către primărie, s-a venit cu un amendament și anume ca un singur consilier din partea Consiliului Local să facă parte din comisia desemnată de către primarul municipiului Rădăuț și în această formă, de asemenea, a fost aprobată în unanimitate. Am supus la vot ordinea de zi în ordinea prezentată de către inițiator și celelalte informări, comunicări care nu au fost în mapă, nu au fost aprobate pentru a fi dezbătute. A urmat, pe urmă, punctul 5 cu informări, interpelări, sesizări, comunicări. Adică juristul nostru, la Consiliul Local, nu a primit această hârtie pentru că de la el a dat registratul. Cu toate hârtia este înregistrată și adresată Consiliului Local. Numai Consiliului sau da, primăriei? Către Consiliul Local al primăriei municipiului Rădăuț. Consiliul Local al primăriei. Da, este înregistrată. Problema este că iar nu avem 2 registre. Tot nu avem 2 registre, tot într-un singur registru și se înregistrează. Hârtia s-a dus la domnul primar, domnul primar a dat o rezoluție. Păi vă spun eu că există rezoluție dată pe hârtia asta, pe care este adresată către noi. Nu mi se pare normal totuși, pentru că dacă ni se adresează nouă niște materiale, să le primim noi. Acum, ce să mai zic? Cine e vinovat și cine nu e vinovat în situația asta?
trecem peste treaba asta. Dar pot să mă gândesc că poate sunt lucruri care ni se adresează nouă și nu ajung la noi. Poate ajung la noi numai lucrurile care se dorește a fi puse aici în discuții. Mă rog, pe scurt vă spun despre ce este vorba. Este vorba despre un AFE, Buliga Vasile, care a avut un contract în piața de carne, mă rog, un contract cu primăria. În piața de carne este o situație, o anumită parte din piață este concesionată către o societate comercială, un rest de piață era închiriat către această societate comercială. Asta este foarte pe scurt. Pe 1 februarie expiră contractul. S-a cerut înnoirea contractului, iar răspunsul primăriei, pe care l-am aici în copie, este ca urmare a cererii dumneavoastră prin care solicitați prelungirea contractului de închiriere la Halka. Vă comunicăm că, în urma analizei documentului, contractul de închiriere, așa, încheiat prin toate noastre, expiră la 2 februarie, mă rog, iar primăria municipiului Rădăuți nu poate încheia un alt contract adițional cu dumneavoastră, pentru că se zice, Mara Alex Prot SRL Bădăuți a concesionat hala de carne. Prin urmare, vă rugăm să vă adresați societății mai sus menționate pentru încheierea unui nou contract. Deci, suprafața aia de teren, suprafața aia de hală, să înțeleg că nu mai există. Concesionat, am înțeles, nu? Bun, o bucată era concesionată și ei au avut închiriat o porțiune. Expiră contractul care l-a avut cu primăria. Deci primăria a încasat bani de la, la domnul Buliga. Acum, primăria îi spune, domnule, nu mai poți să-ți închei un contract cu tine, tu trebuie să mergi să închei contractul cu ăla care cu concesionarul. Pentru că ăla a concesionat atât. Dar unde a dispărut suprafața? Adică explicați-mi și mie unde este suprafața de piață pe care a stat până acum Buliga. Iar 16 metri pătrați, după cum aveți și acolo hotărârea, rămân spre închiriere celor două AFE-uri. AFE Buliga și AFE Rotar, pentru că eram deja în... aveam contracte de închiriere până în februarie 2008. Ulterior ni s-a făcut un act adițional prin care ni s-a stabilit o nouă chirie, compartimente, exact obligațiile care le avem noi ca și chiriași. În 2008, când mi-a expirat contractul de bază, care l-aveam din 2003, am făcut cereri către domnul primar, de la acea vreme, domnul Frunze, și mi-a prelungit contractul cu încă un an, până în 2 februarie 2009. Ei, acum pe 13 ianuarie fac hârtie către domnul primar actual și cer aceeași problemă, la care mi se răspunde că nu se poate că hala este concesionată. Păi dacă a fost concesionată din 2007, eu din 2007 până în prezent, cui am plătit chirie? Eu am plătit la primărie, 1760 lei pe lună, numai eu, în afară de AFE Rotar, care au plătit 880. Deci anual se încasau de la două societăți 31.680 RON. Eu vreau doar să întreb, Consiliul Local poate renunța la acești bani ținând cont de situația în care este? Care este motivul pentru care nu mi se mai prelungește? Ținând cont că în baza unei hotărâri de Consiliu Local eu am funcționat acolo. Pentru că este hotărârea Consiliului Local din 31 mai 2007. Acum mi se cere să închei contract cu Sece Maralex. În primul rând, Sece Maralex, fiind concesionar, proprietar este tot primăria. Nu poate să-mi închirieze prin notariat. Un act legal nu-l poate face, doar între noi ca două societăți. Și peste un an de zile mă trezesc că Sece Maralex îmi spune, ia-ți bagajul și pleacă. Și atunci ce am făcut? Doamna Rotaru, nu doare capul, ea dacă umblă doamna Buliga, doamna Rotaru doamna nu are treabă. O simplă întrebare. Deci dimineața s-a avut 16 metri închiriați. Două societăți. Și Rotaru. La ora actuală, acei 16 metri pătrați se mai regăsesc liberi? Odată ce eu i-am ocupat acolo și plătesc chirii, probabil că da, pentru că în hotărârea... Am spus în documentele. 150 de metri concesionați. Aici trebuie întrebat cel care a făcut măsurătoarea în momentul când s-a adus Consiliului Local proiectul de hotărâre prin care hala se concesionează. Cine a făcut măsurătorile? 151? Niciodată hala nu a avut 151. S-a mai luat de la brânză. Dar probabil domnul nu s-a făcut bine măsurătorii și trebuiau mai luați încă 10 metri din hala de brânză. Cum s-a și luat? Că s-au luat câțiva metri, vreo 30-40, dar de fapt cine a măsurat știe mai bine. Consiliul Local a aprobat vânzarea unei părți din hala de carne și a aprobat concesionarea unei suprafețe către Sece Maralex. Întrucât doamna Buliga și doamna Rotaru aveau contracte de închiriere, li s-au menținut acele contracte pe o perioadă de un an sau doi, nu știu cât,
dar suprafața totală este concesionată la SC Maralex, din evidențele noastre. Domnul primar Olărean a trimis o echipă, o comisie, care a măsurat întreaga hală de carne concesionată, iar acei 16 metri nu se regăsesc că ar fi disponibil pentru a fi închiriați în continuare. Prin urmare, concesiunea își urmează cursul și suprafața concesionată este toată în favoarea lui SC Maralex. Cum s-o luat? Și chiria cum s-o luat? Până acum. Ce mânăre avea? Nu știu. Nu știți? Nu. Atunci. Vorbiți frumos. Bă, probabil că ar fi și care-i cuvântul în mâna reală? Ne vorbiți frumos chiar. Nu. Lăsați. Trebuie să vedeți un organ de special. Sunt structură. Este ok. S-a luat bani de două ori. Și contract. Dar doamna Rotaru mai vrea să treabă. Doamna Bunica vrea să mai facă o precizare. Deci dacă, într-adevăr, așa cum spune domnul secretar, e concesionat, de ce anul trecut, în februarie, când am cerut prelungirea, mi s-a prelungit? De ce atunci nu mi s-a spus lucrul ăsta? Să știu de anul trecut, nu? Adică mai plătesc un an? Cui? Dar dumneavoastră ați plătit la doi beneficiari? Nu, eu am plătit. Nu, dumneavoastră ați încasat de la doi beneficiari. Ați încasat de la doi beneficiari. Nu plătit. Nu, nu puteam să plătesc 10 Maralex dacă aveam un contract cu primăria. La timpul respectiv, piața a fost închisă din punct de vedere veterinar, nu mai avea autorizație de funcționare și trebuia investit niște bani, dacă vă amintiți, și societatea Maralex a putut să investească, să o aducă la un stand în care a putut să funcționeze. Cum s-a închiriat, cum s-a concesionat, nu am făcut parte din comisie și nu vă pot spune, dar știu că a fost o aprobare a Consiliului Local pentru a se putea concesiona să investească cineva între acea aldicare. Mai departe despre contract nu vă pot spune, că s-a derulat, probabil dintr-o greșeală, s-a mai închiriat în plus, fără a avea dreptul să mai știu acum, dar nu s-a plătit două părți. Restul nu cunosc, nu până la un punct. Populația orașului Rădăuț are nevoie și de un produs și de celălalt. În consecință, trebuie să găsim o soluție rezonabilă și amiabilă, astfel încât să rezolvăm problema pentru cetățenii orașului Rădăuț. Ăsta fiind scopul principal pentru care a fost construită la vremea respectivă piața. Că s-a greșit, cu intenție sau fără intenție, atunci când s-a făcut concesionarea, că s-a greșit mai târziu când s-a făcut închirierea, aceste probleme trebuie să lămurite însă și rezolvate în acest sens, cred eu. Dacă ceilalți consilieri susțin, vom vedea ce soluții se dă. Dacă se dorește o altă direcție... Pornind de la ideea care a expus-o domnul Galan, că la timpul potrivit piața de Rădăuț a fost închisă efectiv cu lacă și ne-a pus în vedere Direcția de Sănătate Veterinară de la Suceava, dar în termen de nu rezolvați problema, atunci nu va funcționa piața dumneavoastră și veneau sărbătorile de Paște de Mecea, s-a ales următoarea variantă. Noi, primăria, nu aveam niciun sens să băgăm bani pentru o piață care obiectul muncii nu l-avea primăria și l-aveau tot privați. Se scoate la licitație publică, rețineți, toată suprafața ala de carne pentru a se prezenta cine vrea la licitație publică. Și doamna putea să se prezinte, dacă vroiau atunci, la licitație publică. Nu s-a prezentat decât acea societate care a ocupat acum și câmpul lui Moldovenesc. Cineva. Având în vedere că domnul doctor Dulgheru atunci a bâlbâit-o. Când e aprobat lui Rotaru, când nu e aprobat Rotaru, să-i aprobăm și lua Febuliga, să nu-i aprobăm, au fost niște bulverse. Și pentru că dumnealor aveau contracte de închiriere acolo și n-au putut participa la licitație, am convenit să rămână un an, doi, până la expirarea contractului de închiriere, să plătească chirii la noi, cu acceptul proprietarului, la vremea respectivă. Deci cea mai fericită zonă este zona Gara Mică. Deci acolo este și o stație taxi, este un indicator de stație taxi, dar nu văd niciun taxi cu semn pe mașină. Văd doar mașini particulare care stau acolo. Așa. Acei indivizi racolează pasageri, posibil pasageri, îi traversează strada, îi pun în mașină, stau câte un sfert de oră, 20 minute până se umple mașina, întorc acolo în intersecție și pleacă spre Dornești. La fel se întâmplă la direcția spre Suceava.
stau pe niște străduțe lăutranice, aceeași practică, vin, îi abordează, introduc în mașini, mașinile oprite, frig în mașină și stau până se umple mașina, ies în stradă și o iau spre Suceava. Dacă s-ar eradica practica aceasta, eu cred că ar câștiga transportatorii care lucrează legal, aceste mașini particulare ar face economie de motorină și inclusiv pasagerii care ar merge cu ocazii particulare, care oricum era Suceava, ar face economie de bani, că nu toți oamenii au bani. Și au siguranță circulației. Așa. Deci, să vedem cine se ocupă din partea MIRA de aceste aspecte, dacă ei nu cumva fac și o activitate, adică o fac sigur, nefiscalizată, neaprobată, neautorizată, deci sunt mai multe aspecte care încalcă fragant legile. Nu știu de ce vreme ați făcut ca să se lipsească domnul primar, oricum vă ferice. De ce vă legați? Dacă voi să termin. Ați văzut cum s-a desfășurat ședința, cred că foarte elegant, foarte bine, foarte eficient. În consecință, v-aș sugera să luați măsuri pe linie de partid ca să fie tot timpul așa. Ședința, după cum s-a putut observa, s-a desfășurat în condiții bune. Am reușit ca să stăpânesc mulțimea de consilieri, 18 consilieri care, într-adevăr, încearcă toți ca să-și spună punctul de vedere și este un lucru foarte bun. Dar am ținut ca fiecare, în ordinea înscriere la cuvânt, să își prezinte punctul de vedere și s-a desfășurat în condiții foarte bune. Sperăm ca să fie un semnal că de acum încolo ședințele să aibă un mers normal și chiar dacă domnul primar nu a fost prezent, ceilalți în aparatul de specialitate al primarului au putut da răspunsurile competente, astfel încât consilierii au fost mulțumiți și toate proiectele au trecut cu un vot confortabil. Invitatul emisiunii din această săptămână este inginerul Nistor Tătar, directorul Societății de Servicii Comunale. Am decis ca dumneavoastră să fiți invitatul acestei săptămâni în Stop Cadrul Rădăuțean, datorită faptului că în ultima ședință de Consiliu Local, trei puncte de pe ordinea de zi vizau direct Societatea de Servicii Comunale. Da, primul punct a fost predarea, adică de Servicii Comunale a Primăriei Municipiului, activității de ecarisaj. Al doilea punct este predarea WC-ului public din parcul numărul 2 și al treilea punct a fost mărirea creditului pentru termoficare cu 2 milioane de euro necesar pentru finanțarea lucrărilor. S-a semnat protocolul de predare primire a activității de ecarisaj? Deci după cum știți că am ridicat problema în Consiliul Local, astăzi, tot normal, ar trebui să vie o comisie din partea primăriei, noi să te pregătiți ca să predăm activitatea de ecarisaj. Până la ora actuală încă nu s-a prezentat nimeni la primărie ca să am luat legătura cu reprezentanții la primărie. Am înțeles că domnul primar nu este în localitate și încă nu este semnată dispoziția privind comisia de preluare. Probabil că luni vom preda. De ce a dorit primăria atât de mult să preia acest serviciu de la Servicii Comunale? Nu știu de ce a dorit, n-am reușit să înțeleg. Oricum, pentru noi, sincer vă spun că sunt bucuros că am predat această activitate. Probabil că trăia cu impresia că este o activitate foarte benefică societății și aduce venituri foarte mari la societate. Peste vă 2-3 luni o să se convingă lumea dacă a fost sau nu. Eu când am preluat activitatea, am preluat-o, s-a insistat de partea primăriei că nu avea autorizații, nu avea nimic și s-a insistat ca să o preluăm, să înființăm activitatea. Nu am fost de acord la timpul respectiv, până la urmă am fost convins că nu era altă cale de mijloc de să rezolva problema câinilor. Așa. Nici acum nu este rezolvată 100%, dar după ce predăm noi, o să vedem după 2 luni dacă este ceva bunătățirii sau este mai rău în privința aceasta. Din punct de vedere financiar, primăria și oamenii primăriei au afirmat în repetate rânduri că această activitate este costisitoare. Deci vom vedea
exact dacă o să fii corect cei de la primărie și o să reflecte costurile pe activitate, deci nu să împrăștie costurile prin altă parte, să spună că m-a costat numai atât. Vom vedea dacă, așa, deci noi am fost exact, am respectat legea, am dat conform normelor în vigoare și mâncare la câini și tot absolut, nu am umblat cu colectă pe la cantini, că știți că domnul doctor Dobuș în Consiliul Local a ridicat problema că este interzis ca să dea mâncare la animale colectate de la cantini și tot absolut, oase și, deci noi n-am făcut lucrul ăsta. Dacă altcineva o să facă, și asumă riscul, e problema lor. Mergem mai departe, al doilea punct care a vizat servicii comunale în ședința Consiliului Local a fost preluarea WC-ului public din centrul orașului. De ce? Preluarea WC-ului public din centrul orașului, nu înțeleg de ce. Pentru că noi din încasările care le avem la ora actuală acolo, nu ne scoatem nici jumătate din salariul omului care se nu exceptând întreținerea, curentul și tot ce se consumă acolo. L-au preluat, eu știu, s-ar putea să găsim o construcție peste, la vară, prin parc, peste WC-ul public, s-ar putea să nu fie, nu știu. Cât personal lucra acolo și ce cheltuieli aproximative erau necesare pentru o lună de zile pentru întreținerea acelui WC-ul public? WC-ul public, deci era o singură persoană care loca acolo așa, și avea salariul de 6 milioane plus bonuri de masă, plus bonuri de toxicitate care l-avea. Se pot din reduce casat cheltuielile? Din casat, noi nu încasam mai mult de 2 milioane jumate, 3 pe lună. Deci era o activitate nerentabilă, în pierdere. 100% nerentabilă era. Toaletele ecologice nu au fost un succes în centrul orașului, WC-ul public e o activitate în pierdere și atunci de ce a dorit-o primăria? Poate vrea să-l închidă? Poate vrea să-l închidă, nu știu. Deci eu cu toaletele ecologice, eu m-am ridicat problema asta acum 2 ani de zile și am zis, domnule, hai să închidem WC-ul public și să aducem niște toalete ecologice, dar nu să le aducem cu zodul zilei Rădăuțul, să le aducem, să le întreținem corespunzător. Cum adică? Păi să fie în mașină, în fiecare zi, să se curățe, să tot absolut, ca să întreținem corespunzător. Trebuia 2-3 toalete publice. Dar se poate modeliza și WC-ul public, dacă se dorește, se poate modeliza. Vom vedea ce se va întâmpla cu el. Am ajuns și la ultimul punct discutat în ședință despre servicii comunale, împrumutul pentru centrala termică de zonă. Deci împrumutul pentru centrala termică de zonă a fost de 14.300.000 de euro, atât au fost contractele, valoarea contractelor. Împrumutul este depășit din cauza că nu au fost împrins în costuri, consultanță, proiectare, taxă de așa. Am căzut de acord cu constructorul și cu domnul primar și s-a suplimentat cu 2 milioane de euro pentru finalizarea lucrărilor la centrală termică. La ora actuală lucrările sunt suspendate din lipsă de finanțare, pentru că după anul nou trebuia să dăm drumul la partea clasică și urma în februarie să dăm drumul la partea de cogenerare. La ora actuală nu se lucrează. Avem o convenție încheiată între servicii comunale, primărie și SC Loial Suceava, care este constructor, în care se obligă constructorul ca în termen de 2 săptămâni la primirea banilor să pună centrala clasică în funcțiune și într-o lună de la primirea banilor să pună și partea de cogenerare. Dacă săptămâna viitoare se virează banii în contul SC Loial, înseamnă că următoarea săptămână vom avea partea clasică funcțiune pusă și la sfârșitul lunii februarie, începutul martie, vom pune centrala de cogenerare în funcțiune. Scopul și interesul SECE, servicii comunale, este cât mai urgent să punem partea de cogenerare în funcțiune, ca să putem furniza apă caldă în condiții cât mai avantajoase în vară pentru cetățenii municipiului Rădăuț, din cauza că dacă nu punem cogenerare, nu rezolvăm problema furnizării apei calde la parametri și în condiții avantajoase pentru cetățeni. Lăsăm la o parte problema că se rambursează creditul. Până în 2010, când se va rambursa, începe rambursarea creditului, trebuie să găsim alte soluții pentru a diminua costul privind rata de rambursare. Dar urgența numărul 1 este să producem și să furnizăm curent electric. Dacă tot vorbim despre bani, ce datornici există la ora actuală către societatea de servicii comunale? Cine sunt cei mai mari? Deci, ca datornici, la ora actuală, dacă vorbim despre populația municipiului Rădăuț, la nivel de populație, la ora actuală, avem 4 miliarde jumătate restanță cumulată pe tot orașul, dar nu avem încasat la ora actuală ajutoare din călzărie. Noi am operat în favoarea cetățenilor ajutoare din călzărie noiembrie-decembrie, deci acum urmează operarea pe luna ianuarie.
și suma se ridică la în jur de 10 miliarde, care noi am primit la bugetul de stat, deci noi trebuie să primim banii aceștia la ora actuală, deși primul an când nu primim la timp ajutoare din călzării, avem o restanță de 3 miliarde de subvenții, avem 42 de miliarde, deci încă nu s-au făcut plăți de la primăria municipiului Rădăuț la lucrări executate în anul 2008 și suntem în proces cu primăria pe toate contractele, inclusiv cu activitatea de ecarisaj, deci din luna mai nu avem achitat la ecarisaj nicio factură din luna mai. Și suntem în proces cu primăria municipiului Rădăuț pentru a recupera debitul. Asta este la populație. Dacă vreți două exemple, deci cei mai datornici la nivelul municipiului Rădăuț este o familie roman care locuiește la blocul pe Aleea Primăverii, pe Putni, și mai este pe Mihai Viteazu o familie bălței, care este cea mai, ăștia doi avem cu cei mai mari datorii, au hotărât judecătorești. La Roman am încercat și să vindem apartamentul, nu am putut la ora actuală să-l vindem, au venit la intimidare la executor, dar probabil că cele două persoane până la urmă vor rămâne fără apartament. Din agenții economici? Din agenții economici nu prea avem restanțieri, dacă este eventual cu o lună jumătate, deci nu avem, exceptând primăria. Primăria și școlile. Deci școlile încă nu ni s-au achitat încălzirea pe noiembrie și pe decembrie. 2 miliarde au și școlile. Tot la capitolul bani și remunerație, probabil din cauza crizei, printr-o hotărâre a Consiliului Local, reprezentanții NAGA nu mai primesc retribuția care o primeau. Da, deci reprezentanții AGA cu ordonanță a primit și hotărâre de Consiliul Local. AGA și Consiliul de Administrație primesc 1% din salariul directorului, care acum, la ora actuală, este de 31 de milioane. S-a retras vreun consilier din Consiliul de Administrație din motive financiare? N-am cunoștință de așa ceva, deci am avut chiar săptămâna aceasta întâlnire cu reprezentanța AGA, nu s-a pronunțat niciunul cu să retragă. Mai există servicii care se doresc a fi descentralizate, adică să treacă de la servicii comunale către primărie? Nu cunosc, nu știu, deci există o propunere din partea lui domnul primar, a fost ca să preluăm activitatea și din punctul ăsta de vedere, eu zic că are dreptate, să preluăm activitatea de spații verzi și curățenie alei între blocuri, pentru că s-a pronunțat domnul primar că populația nu știe care și cum face curățenie, cine face pe artele principale, cine face pe alei între blocuri și ar fi mai recomandat să preluăm și activitatea asta și noi am fost de acord să inițieze un proiect de hotărâre să o preluăm. Orașul apare prost iluminat în anumite cartiere și nemăturat în marea majoritate. Deci la ora actuală noi am făcut numai lucrări de întreținere, pentru că știți că sunt și probleme financiare în cadrul bugetului local. Știam că vine zăpada din nou și din cauza asta am măturat numai pe lângă trotuare, am strâns antiderapantul. După ce trece valul ăsta, probabil că o să ne apucăm să facem curat curățenie la rigoli și tot absolut, ca să fie, deci, practic, primăria normal trebuie să plătească dori. Strângeam acum antiderapantul și peste o lună de zile, din nou, dacă o veni zăpada asta. Și din ăsta este primul motiv care nu am luat și am strâns antiderapantul de pe partea carosabilă. De pe trotuare l-am mai strâns. Despre iluminat? Iluminatul public, la ora actuală, deci noi suntem pe faza finală de modernizare, deci am modernizat cu lămpile și tot cine o parte nouă. Am avut foarte mari probleme săptămâna asta, vă spun, în zona Obor, am pușcat niște cabluri aparțând IRE-ului, deci practic convenția care avem noi cu EON-ul, o avem până, EON-ul trebuie să ne asigure tensiune până la baza stâlpului. Și am avut probleme, de exemplu, și aseară a fost pe Ștefan cel Mare, un scurt și s-a întrerupt curentul. Când erau practic, am înțeles că exact în jur de 18:30 și nu era lunat zona aia. Deci am avut probleme pe zona Oborului foarte grave. Avem și la ora actuală pe zona Putnei aici, unde este împușcat un cablu pe o fază, deci două sau trei lămpi nu funcționează în zona Putnei aici. Am vorbit cu domnii la Ireu, au zis că săptămâna viitoare aduc și ei, dumnealor, nu prea doresc să investească în cablul la public din cauza că doresc să le predeie la primărie.
este o decizie a domnului primar în care să inventareze toate cablurile. Deci ei lucrează numai în sistem de avarii și ăsta e problema principală care am avut-o din cauza cu iluminatul public. Deci eu încerc scuze la cetățeni și aseară s-a oprins foarte târziu pe zona Basile Alexandrei Simeon Bănuțu, curentul, tot din acest motiv. Eu zic că încetul cu încetul o să mai cârpim cablurile cât până la ora actuală, până o să intrăm în normalitate și probabil că după ce va prelua primăria instalația cablurile, vom face o investiție pentru schimbarea lor. Sunt unii care, practic, cel puțin ăsta pe Putni, de săptămâna viitoare le schimbăm, că nu avem ce să mai facem cu el. Sărbătorile de iarnă au trecut, a trecut și Boboteaza. Cât timp trebuie să mai ardă iluminatul ornamental din municipiul Rădăuți? Deci noi am început să suspendăm așa, dar l-am început din momentul în care primăria ne-a dat notă de comandă. Deci săptămâna trecută am primit notă de comandă de la primărie ca să începem demontarea unor o parte din instalații ornamentale și să le întrerupim. În marea parte, deci în proporție 90% este întrerupt partea de iluminat ornamental. Partea de demontare mai continuă săptămâna viitoare, ce o dori primăria, o parte le lasă, o parte le demontează, deși nu o depinde de servicii comunale. Dacă nu știați, rădăuțenii au o echipă de basket care a început să fie cunoscută la nivel național. Tinerii pasionați încă mai caută un sponsor a cărui nume doresc să-l poartă pe tricouri în competițiile viitoare. Aflați amănunte în rubrica sportivă. Deci, cum a început pasiunea pentru sport și de unde pasiunea pentru basket? Da, pasiunea pentru sport a început de la vârsta de 13 ani, când am fost pentru prima dată într-o sală de sport, pentru că până atunci, bine, într-o sală de sport în afară de cea a școlii la care am învățat, la Generală 4. Am fost invitat la un meci de basket, m-au invitat prietenii mei să văd și eu ce înseamnă basketul. De atunci mi-a intrat în sânge basketul în special. Până atunci am mai făcut lupte greco-romane cu maestru Gerasim, dar fiind înăltuți, nu m-au avantajat luptele deloc. Ce înălțime aveți? În momentul de față, 2 metri și 10 centimetri. Este basketul un sport al tinerilor înalți? Nu întotdeauna. Sunt foarte mulți jucători de basket cunoscuți care sunt de înălțime mai joasă decât media care ar trebui. Tu nu ești înalt. Îți place basketul? Ce performanță ai reușit? Da, îmi place basketul foarte mult. Am 1,78 m, adică sunt foarte mic pentru acest sport. Și, nu știu, performanțele mele sunt cele ale postului pe care îl joc. Adică nu îmi scriu foarte multe puncte, mai mult contribui cu pase decisive și tot. Ești un bun coechipier? Nu știu, asta nu pot să spun eu. Ți-i consideră colegii mei. De ce te-ai hotărât atunci să faci basket? Primul rând sunt înalt. La basket îți dezvolți toți mușchii. Basketul e un joc de gândire. Și dacă îmi place basketul, e un joc de echipă, e ceva interesant. Cât de sus vrei să ajungi în basket? Cât se poate de sus. Până la coș. Da, până la coș. Este basketul un sport al tinerilor înalți? Nu numai. Avantajul este al tinerilor înalți, într-adevăr, însă acelor înalți care știu să facă treabă și cu mingea. Pentru că sunt înalți care nu fac absolut nimic, e, în acel moment, ăla înalt, degeaba e înalt. Poate fi substituit cel înalt de tehnica unui individ scund? Sigur că da. Ca în orice sport nu există... nu ar fi un avantaj atât de mare. Cu toate că în basket este avantajul ăsta ca... Înălțimea te avantajează, dar poate fi substituit, cum a spus dumneavoastră, de unul mai mic. Bun. Drumul de la pasiunea pentru basket până la antrenor a unei echipe de basket. Da, drumul a fost lung și plin de peripeții. De aici, de la Rădăuți, de la Clubul Sportiv Școlar, am plecat la CSS Unirea Iași, unde am jucat un an de zile numai la CSS, deci la Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași. De acolo am fost selectat la
echipa de club, echipa mare a Iașului, la Poliaș, unde am jucat în paralel cu CSS Unirea Iași timp de 4 ani de zile. Iar mai apoi am rămas doar la Poliaș, unde am mai jucat încă un an, după care m-am lăsat de basket din cauza picioarelor. Nu m-au mai slujit atât de mult încât să pot da randamentul care mi-l cereau antrenorii. Dar pasiunea pentru basket s-a transformat în antrenor. Exact. Din 2002 mi-am dobândit carnetul de instructor sportiv în anul 2002. Când am început pe banii mei, pe cont propriu, am cumpărat 10 minci, am închiriat sala de la școala generală numărul 5, am făcut o selecție între fete și am început cu o echipă de fete, pe care am dus-o un an de zile. Mai mult nu m-a ținut buzunarul, motiv pentru care m-am lăsat la mâna mea. După aceea, în 2007, domnul profesor Dănuț Bujdei, care era antrenorul echipei Rădăuțului pe vremea aia la basket, mi-a propus să antrenez eu echipa orașului. De atunci am început dur, pentru că am avut din start o echipă de juniori republicani, adică tineri până în 20 de ani. Cei cu care discuți mai greu, dar discuți. Nu așa cum discuți cu copiii, deci nu le poți implementa regulile tare direct. Așa că de atunci, de la juniorii republicani, am continuat cu juniorii 2 pe care îi antrenez și în momentul de față. Am mers cu ei până unde ne aflăm în momentul de față. Am ajuns în 2009, telespectatorii urmăresc deja câteva secvențe dintr-un meci care a avut loc duminica trecută. Un meci în care, din păcate, rădăuțenii au pierdut. Dar înainte de a spune dacă am pierdut, putem să spunem ce am câștigat. Unde ne aflăm până acum? Da, ne putem lăuda, mai bine zis. Pentru că e o laudă care a fost dobândită cu sudoarea frunții sportivilor și a celor care i-au instruit. Mai bine zis, domnul profesor Larionescu, eu și domnul profesor Dănuț Bujdei. Am fost trei oameni care am pus suflet la această echipă, iar această echipă nu ne-a dezamăgit deloc, pentru că în momentul de față suntem în primii 8 calificați din țară. Deci clasamentul a fost făcut în așa fel încât primele echipe calificate în fiecare grupă să intre în grupa valorică A. Ei, acolo ne aflăm și noi, în grupa valorică A. Deci, suntem unde nu a fost niciodată până în momentul de față Rădăuțul. Deci, o spun Rădăuțul în basket. Exact, Rădăuțul în basket. Și de-aia basketul trebuie înțeles, pentru că este un sport de echipă și se ajunge greu la performanță. Pentru că există posibilitatea ca unul din jucători să fie într-o pasă proastă și eu să-l țin ca bun și el să-mi strice meciul. Bineînțeles, să-l schimb imediat, dar asta e. Deci, în momentul de față, echipa Rădăuțului este între primele 8 din țară ca valoare. Pentru a se ajunge aici, au fost, desigur, turnee, deplasări, meciuri, multă transpirație, antrenamente și, bineînțeles, nevoie de sponsor. Cum ați trecut prin toate astea și care au fost cele mai dificile meciuri? Cele mai dificile meciuri, ca să începem cu meciurile, după aceea să ajungem la partea financiară, au fost cele cu cu Sfântul Gheorghe. Nu. Deci au fost meciurile cu Iașu, cu echipa Iașului, cu CSS Unirea Iași, din a cărui componență din acel lot fac parte și jucători din lotul național și chiar și antrenorul este antrenorul lotului național de juniori 2. Așa, iar o echipă care tot ne-a creat probleme a fost echipa de la Gheorgheni. În rest, nu am avut probleme așa de mari cu celelalte echipe. Bineînțeles, jocul trebuie tratat cu maximă seriozitate. Nu există echipă bună și echipă rea. Toate echipele sunt la fel, de-aia trebuie să... Câtă transpirație, cât antrenament? Antrenament de luni până vineri în fiecare zi. Deci, de la ora 19, zicem, 2 ore pe zi. Transpirație, vă dați seama că nu o putem măsura, că ne trebuie câteva cisterne, așa că viața merge înainte. Se muncește. Cum s-a ajuns și la meciuri în care am pierdut? Ați jucat cu licee de profil sportiv? Exact, să nu uităm că în România există licee cu profil sportiv, cum e cel de la Târgu Mureș, cum e și cel de la Sfântul Gheorghe. Sunt licee sportive. Deci în aceste licee vă dați seama că există 5 ore de basket, 2 ore de școală. Sau fac școală când își aduc aminte. De aia sunt avantajați sportivi aici. Iar pentru noi nu a fost o pierdere. Orice meci pierdut pentru noi este o palmă luată, o palmă din care învățăm. Deci noi niciodată nu am considerat un meci pierdut o distrugere, o
un rău, un bine. Deci, un, cum e vorba românului, un șut în fund, un pas înainte. Există strategii, scheme de joc? Sigur. Noi, în meciuri, avem câteva scheme de joc pe care le punem în practică, la repunere, la, pe contraatac, pe apărare, deci există. Lucrăm. Cine este cel mai meritos sportiv din trupa pe care ați ales-o? Nu, n-aș vrea să spun că există doar unul. Toți au un merit deosebit în această trupă. Deci, deci este un sport de echipă. Exact. Sportul la care eu mă mândresc, echipa pe care eu mă mândresc cu antrenez, este o echipă în care toți sunt la fel de buni. Dacă Clubul Sportiv Municipal Bucovina se poate mândri cu o asemenea echipă, ce face Clubul Sportiv Municipal Bucovina pentru această echipă? În afară de faptul că vă pune la dispoziție această sală pentru antrenament. Da, Clubul Sportiv Municipal face exact ce îi permite bugetul. Ne acordă câțiva bănuți, bine, în limita posibilităților, pentru deplasări, ne acordă transport, mai bine zis, cazare și masă. În rest, trebuie să ne ocupăm noi de restul, ceea ce înseamnă echipament. Echipamentul pe care l-ați văzut dumneavoastră la meciuri, vreau să vă spun că este de 3 ani de zile acest echipament, pe care noi în continuare îl întreținem și îl păstrăm pentru a avea cu ce să jucăm. În marile orașe există câte o întreprindere sau o asociație a patronatelor sau o firmă care merge mai bine, care de obicei ia sub tutelă echipa de basket pentru a-i purta numele în meciuri, pentru reclamă și așa mai departe. Ați încercat această metodă? Peste tot pe unde am fost, pe la mari patroni, să le zic, cu toate că nu e prea frumos, am încercat, am discutat, toți mi-au spus, ne gândim, însă niciunul nu a luat în calcul că pentru noi timpul trece. Și la fel și pentru ei. Mai ales cei mai puternici, mai ales cei mai puternici dintre toți, ar trebui să se gândească că noi ducem, le-am duce numele peste tot în țară. Deci noi nu jucăm numai în Rădăuți sau în Suceava, în județ. Noi jucăm în țară. Bun, și dacă am ajuns să spunem că jucăm în țară, că ocupăm un loc bine meritat la nivel național, ce șanse ne rezervă viitorul? Întrebare grea. Viitorul ne rezervă șanse mari. Pentru că echipa din acest moment, care este în acest moment pe teren, este o echipă puternică și este o echipă dornică de a arăta că pot mult mai mult decât au făcut până în momentul de față. Deci eu, ca antrenor, sper ca pe viitor, adică până la sfârșitul campionatului, să ocupăm un loc fruntaș în țară. Deci să fim undeva, când aud bucureșenii de noi, să știe că nu suntem chiar acolo unde se agață harta în cui, ca valoare sportivă. Nu unde se agață harta în cui, ci unde se bagă mingea în coș. Exact. Mulțumesc!